Junior Choi și Sam Tonkings to the moon, pe început de oră cu numărul 3. Ei bine, și vorbim nu cu Luna, ci cu altă persoană importantă despre o situație ceva mai delicată, dar extrem de importantă. Da, se apropie cu pași repezi marile festivaluri și tentația e tot mai mare. Bineînțeles, mă refer aici la consumul de droguri. Și pentru a vorbi despre acest subiect, am adus alături de mine un specialist care să ne explice toate detaliile de care avem nevoie pentru a fi atenți la tot ce se întâmplă în jurul nostru. Comisar șef de poliție Iuliana Teodorescu, ofițer de relații publice la Agenția Națională Antidrog, este cu noi în studio. Bine ai venit la 3net, Iuliana! Bună ziua, bine v-am găsit și vă mulțumesc! Cât mai aproape de microfon, te rog, ca să ne auzim bine! Vă mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am găsit! Cu drag și noi îți mulțumim că ne-ai acceptat invitația. Știu că e prima ta prezență la radio, așa că știu că ai emoții, dar o să eliminăm emoțiile pe parcurs, o să vezi! Este în regulă, abia aștept! Singura rugăminte de la început, doar să vorbești aproape de microfon ca să ne auzim și în rest decurge totul conform planului, să spunem așa. Deși la noi nu există planuri, există doar energie bună și discuții relaxate. Dar astăzi, uite, vorbim despre un subiect ceva mai delicat, pentru că ne întâlnim des cu astfel de situații și e printre noi tot ce se întâmplă la nivel de tentații. Vorbeam despre festivaluri și evenimente care urmează să apară, că vine vara peste noi, și uite că avem nevoie de un om ca tine ca să ne mai trezească la realitate. Sigur că da. Mă bucur că m-ați invitat din nou. Se apropie, așa cum spuneai, evenimentele cu public numeros la care specialiștii antidrog vor fi prezenți și persoanele care vor avea nevoie de informare și consiliere ne pot găsi în incinta tuturor festivalurilor din care încep chiar acum din mini-vacanță. Pe litoral deja avem 3 festivaluri la care specialiștii noștri din Constanța vor fi prezenți pentru participanți. Exact, și pentru a monitoriza de fapt situația, pentru că asta e relația și cheia de fapt a evenimentelor. Bineînțeles, vom acorda toate sfaturile și tot ce este nevoie pentru a petrece în siguranță, fără, ne dorim noi, fără exces de alcool și substanțe interzise. Uite, chiar am vorbit noi două înainte de a intra în live despre faptul că în momentul în care mergi la o petrecere, indiferent de contextul ei și de forma ei, cât de mică sau de mare e, important este să te distrezi și poți să o faci și fără a apela la alte ajutoare, să le spunem așa. Sigur că da. Trebuie doar să ne simțim bine, în primul rând, cu noi înșine și, în al doilea rând, cu prietenii din jur, cu cei cu care petrecem. Trebuie să ne bucurăm, este important să ne bucurăm, practic, de evenimentul unde mergem, de muzica pe care o ascultăm, de atmosfera de acolo și credem noi că nu este necesar un exces de alcool sau de alte substanțe care să ne ajute să ne simțim bine. Exact. Uite, noi suntem curioși tot timpul de situația prezentă. Dacă ne poți oferi, nu știu, detalii, date, cifre, care mai e situația în momentul de față a consumului de droguri în rândul tinerilor? Pentru că, uite, noi avem un public tânăr și lui ne adresăm. Sigur că da. Conform ultimelor studii realizate de specialiștii Agenției Naționale Antidrog, unul din 10 elevi a consumat cel puțin o dată în viață un anumit tip de drog. Iar una din 5 persoane a accesat serviciile de urgență ca urmare a consumului abuziv de medicamente. Și acest consum abuziv de medicamente este extrem de periculos și de nociv pentru tânăra generație. Și uite, de curând ați dat drumul campaniei Safe Space, o campanie destul de interesantă care vizează nu doar pe tineri, ci și pe părinții acestora. Da, suntem foarte bucuroși și mândri că am reușit chiar săptămâna trecută să lansăm un nou sediu pentru proiectul nostru Safe Space, dedicat adolescenților care se confruntă cu probleme, dar și părinților care au nevoie de sprijinul nostru. Acest nou spațiu se află în incinta Mall Grand Arena. Iar adolescenții care se confruntă cu consumul de droguri, care se află la risc de consum sau părinții lor, pot veni la noi. Avem 4 psihologi și 2 asistenți sociali care le vor asigura servicii psihosociale acestora. Programul este de luni până vineri, în intervalul orar 9-18. În ceea ce privește serviciile medicale, acestea vor fi asigurate de medicii psihiatri pediatri din cadrul Spitalului de Psihiatrie Alexandru Obregea.
Prin acest... Prin extinderea acestui proiect, ne dorim să creăm un cadru sigur și fiecare familie să știe că nu este singură în fața problemelor cu care se confruntă. Vreau să reamintesc că proiectul Safe Space este derulat de Agenția Națională Antidrog în parteneriat cu Asociația Telefonul Copilului, iar numai în cursul anului trecut peste 300 de adolescenți și peste 180 de părinți au accesat serviciile psihosociale oferite de specialiștii antidrog la nivel național. Wow, un număr destul de mare și surprinzător. Da, iar acum, având în vedere că ne extindem, sperăm ca un număr cât mai mare de copii care se confruntă cu probleme legate de consumul de droguri să vină spre noi, pentru că asta ne dorim, să le oferim sprijin, să poată depăși problemele pe care le au. Dar cât de anevoios este acest proces al recuperării, Iuliana? Nu este un proces foarte ușor. Trebuie să avem răbdarea, este cea mai importantă în acest proces de recuperare al copiilor, de a scăpa de consumul sau chiar de dependența de droguri, pentru că se instalează, dacă consum de mai multe ori, se instalează dependența. Familia are un rol extrem de important în a susține copilul și a-i fi alături și îi sfătuim să nu cedeze și, dacă nu pot face față singuri, să apeleze la noi sau la specialiștii din domeniu, nu doar la serviciile oferite de Agenția Națională Antidrog și la ceilalți parteneri instituționali. Numai așa, deci împreună putem să depășim și să rezolvăm și avem rezultatele pe care ni le dorim în a depăși aceste probleme. Exact, există doar soluții, trebuie să vrem. Și uite, ziceam de un număr destul de mare, covârșitor de altfel, pentru că poate e și mai mare, dar poate nu mulți îndrăznesc să facă spre pasul ăsta, să vină să ceară ajutor. Da, în ultima perioadă noi am constatat că din ce în ce mai mulți copii vin către noi și chiar ei își doresc. Există și situații când părinții, familiile nu acceptă că este greu să accept copilul meu are o problemă legată de consumul de droguri. Dar nu este, vreau să spun că nu este o rușine, este copilul s-a apucat că are în spate niște probleme emoționale și atunci noi trebuie ca părinți să îi acordăm tot sprijinul, să comunicăm cu el, să aflăm care sunt motivele pentru care a ajuns să consume aceste substanțe și, cel mai important, să apelăm la specialiști. Numai așa putem să-l recuperăm și să se integreze, să fie un copil cu viitor și cu... să fie bine pentru el. Așadar, fără teamă și fără rușine, fără doar teamă și fără... Vreau să mai precizez că Agenția Națională Antidrog nu face dosare penale, consumul de droguri nu este incriminat în România, deci dacă oricine dorește să ne apeleze, chiar și pentru informare, pentru ne poate apela fără probleme și fără frică. Iarăși, că nu e cazul. Că nu este cazul. Și uite, îmi place vrem mult... să facem bine, nu rău. Exact. Și uite, îmi place mult că ați ales un loc destul de potrivit pentru tineri. Adică, într-un mall, da, toată lumea vine, măcar să se plimbe, dacă nu... Este un spațiu modern și am zis că acolo este cel mai potrivit pentru ei, că... Așa cum spui și tu, frecventează mall-urile, frecventează aceste spații și este un cadru prietenos pentru ca ei să se poată deschide în fața psihologilor și să obținem rezultatele cele mai bune împreună. Exact. Îmi spuneai la un moment dat despre un număr de telefon pe care îl pot apela dacă nu ajung acolo fizic? Sigur că da. Deci pot apela telefonul proiectului Safe Space 0752 791647 sau, așa cum spuneam că suntem în parteneriat în acest proiect cu Asociația Telefonul Copilului, pot apela și telefonul copilului 116111. Ok, așadar luați aminte, rețineți acolo, în cazul în care poate vă e teamă să fiți acolo fizic pentru prima dată, măcar o consiliere telefonică, se poate și așa se numi? Se poate și consiliere telefonică și dacă psihologii noștri de la capătul firului constată că trebuie și trebuie și intervenții la fața locului.
fac programări și așteptăm cu drag. Vreau să mai menționez că primele 3 ședințe sunt fără acordul părinților. Deci copiii pot veni de bună voie fără a cere acordul, pe ora avea acordul părinților. Iar după cele 3 ședințe este necesar ca părinții să dea acordul pentru a continua terapia. Ceea ce e interesant, pentru că și copiii se feresc de multe ori, tot așa din teamă, de rușine poate, sau din alte motive. Se feresc, da, uneori se ascund de părinți, se feresc de prieteni să nu afle și noi încurajăm să vină la noi, să fie deschiși și să îi ajutăm să depășească această orice problemă. Condiție. Da. Da. Important e să fie acolo oamenii potriviți și momentul potrivit. Sigur că da. Uite, vorbeai la un moment dat și despre o chestie foarte interesantă de care nu m-am lovit, recunosc. Epurarea apei e o chestie acolo care determină alte chestii. Da, este vorba de primul studiu. Pentru prima dată, specialiștii Agenției Naționale Antidrog au realizat un studiu privind analiza drogurilor în apele reziduale. Acest studiu este componenta unui studiu european care se aplică în peste 100 de orașe europene. Iar din drogurile care au fost analizate, cea mai mare cantitate de reziduri, a fost pentru cocaină. Pe locul al doilea s-a situat MDMA-ul, ecstasy, iar pe locul al treilea a ieșit ketamina. Ce vreau să menționez este că pentru primele două, cocaină și MDMA, specialiștii noștri au observat că se consumă în weekend, adică este cantitatea cea mai mare de reziduri pe cele două droguri, cocaină și MDMA, este cea mai ridicată pe perioada zilelor de weekend, ceea ce ne indică nouă specialiștilor un comportament de consum recreațional, deci practic se consumă doar pe perioada weekendului mai mult și în restul săptămânii, dar este o creștere mare pe weekend. Iar ketamina, în schimb, este consumată mai mult în timpul săptămânii și mai puțin în zilele de weekend, ceea ce ne indică un tip de consum regulat. Mm-hmm. Deci, cu alte cuvinte, da, volumul e mai mare pe final de săptămână, dar există soluții și în timpul săptămânii, ca da, să spunem exact. Așa. Exact. Deci se consumă și în timpul săptămânii, se consumă și în weekend. Mi se pare o idee foarte bună de a soluționa și de a găsi, de fapt, toată problema în apă. Da, reziduri. În reziduri, da, da, da. Este pentru prima dată, așa cum v-am zis, acest studiu făcut cu ajutorul APA Nova. Mulțumim pe această cale. Și da, ne arată chiar și în reziduri ce anume consumă. Vreau să specific că este făcut acest studiu doar la nivelul municipiului București. Mm. Nu are acoperire națională. Națională. Ok. Dar oricum, e un început. Este un pas înainte. Sigur că da. Uite, vorbim despre consumul de droguri și, bineînțeles, despre tot ce se întâmplă, că e o problemă destul de gravă. Dar există îmbunătățiri în România în ceea ce privește prevenția consumului sau chiar combaterea viciului în sine? Noi ne dorim foarte mult să și sperăm că se văd și îmbunătățiri, pentru că dezvoltăm la nivel național o multitudine de proiecte, campanii și activități punctuale de prevenire a consumului de droguri. Avem în fiecare județ câte un centru și câte un centru în fiecare sector din București, deci în total avem 47 de centre de prevenire, evaluare și consiliere antidrog, în cadrul cărora acționăm pe două paliere, pe prevenirea consumului de droguri, și aici mă refer în școală, în familie și în comunitate, așa cum vorbeam mai devreme, am punctat prevenirea în comunitate, în cadrul evenimentelor cu public numeros, dar ne axăm foarte mult pe prevenirea în școală, pentru că, așa cum am spus, tânăra generație și copiii sunt cei mai vulnerabili și mai expuși la consumul de droguri, dar și în familie, pentru că familia este extrem de importantă în dezvoltarea armonioasă și sănătoasă a copilului până la urmă. De aceea urmărim ca cele două
paliere familia și școala să fie complementare și avem activități, campanii și proiecte și pentru părinți, pentru a consolida legăturile afective dintre membrii familiei. Și mă refer aici la părinte-copil, copil-copil sau părinte-părinte, pentru că este important ca ei să fie să fie bine, să fie împreună ca un tot. Și atunci când să spunem că există o situație de consum într-o familie, a unui copil, nu doar copilul este afectat, ci întreaga familie. De aceea este important să toată familia să-l sprijine și să-i și să-l determine cumva să ia decizii bune pe viitor. Exact, și uite, vorbeai despre părinți. În ce moment apelează părinții la agenția antidrog și cât de târziu poate fi sau poate de vreme? Părinții de cele mai multe ori apelează la specialiștii noștri în momentul în care spun că nu mai au ce să facă copilului. Adică ei consideră că au încercat toate metodele de a-l determina să renunțe la consumul de substanțe, însă spun că au epuizat toate metodele și atunci vin la noi. Există și părinți care nu vor, așa cum spuneam mai devreme, care nu vor să recunoască, dar într-un final conștientizează că există o problemă și chiar i se întâmplă copilului lui să fie în această situație și atunci vin și ne cer ajutor. Așadar și mai târziu, dar niciodată nu-i târziu. Niciodată nu este târziu, sigur că da, întotdeauna este bine să începem procesul de recuperare. Și încă o chestie, știu că faceți foarte multe activități legate de această treabă, de acest subiect. Care sunt? Sunt foarte multe specialități pe care le desfășurați. Vă referiți la evenimente cu public, la eveniment cu cel numeros. Sigur că da. Pentru că se și apropie mini-vacanța, prilejuită de sărbătorirea floriilor, zilei muncii și Paștelui Ortodox, vom face și noi, alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, activități de prevenire a efectelor consumului de droguri la nivel național, în comunități, la evenimentele cu public numeros. Vom fi pe litoral, așa cum am spus la începutul discuției noastre, și aș vrea să totuși să aduc câteva recomandări în acest context și să spun că recomandăm tuturor să fie atenți la ce substanțe consumă, pentru că de multe ori substanțele psihoactive nu au miros și nici gust, de aceea este bine să ne supraveghem alimentele, băuturile nu neapărat alcoolice, de orice tip, și să știm de unde le procurăm, adică să nu acceptăm astfel de produse de la persoane necunoscute, pentru că de multe ori nu știm ce consumăm și pot avea efecte asupra atât asupra stării fizice, cât și asupra stării psihice. Așadar, să fim atenți de la cine primim sau dacă primim ceva. Sau dacă primim ceva și da, deci mare atenție la produse pe care le primim de la substanțe, de la persoane necunoscute. Exact. Uite, Iuliana, noi suntem în online, aici activăm. Cum vă pot găsi oamenii care vor să afle mai multe detalii înainte de a apela? Păi, noi avem și un telefon verde unde pot suna pentru situații legate de consumul de droguri sau de afla informații despre problematica consumului de droguri. 0800 870 070. Se pot adresa celui mai apropiat centru de prevenire, evaluare și consiliere antidrog din cele 47 disponibile la nivelul întregii țări, așa cum am menționat mai devreme. Și pentru că se apropie și vacanța școlară, recomandăm părinților, în primul rând, să petreacă mai mult timp cu copiilor, să fie atenți la stările și comportamentele copiilor, la anturajul pe care îl au copiilor, și mă refer aici și în mediul virtual, dar și ca prieteni în viața reală.
Și să comunice, comunicarea este cheia, să comunice deschis și eficient pentru a-i încuraja și a-i face să treacă peste probleme dacă aceștia au probleme. Și cu alte cuvinte, să urmăriți Agenția Națională Antidrog peste tot în online, chiar da, pe Instagram. Avem pagini de Facebook, de Instagram, avem site-ul instituțional și chiar TikTok. Exact. Și uite, acolo aflați toate informațiile de care aveți nevoie și să nu vă fie teamă, pentru că oamenii aceștia muncesc pentru voi și doar vor să vă ajute. Nu au alt gând. Acesta este scopul nostru și îi îndemnăm să ne acceseze. Exact. Iuliana, dacă mai ai ceva de adăugat la final, chiar te rog să o faci. Aș vrea să vă mulțumesc pentru invitație și să urez tuturor, pentru că se apropie acum mai multe zile aniversare, la mulți ani și toate cele bune, și să petrecem și să avem zile frumoase și sigure. Așa să fie. Și să luăm aminte de la tot ce ne-a spus Iuliana, să fim atenți la tot ce se întâmplă în jur, să fim conștienți de noi, de sănătatea noastră și de cea a membrilor familiei noastre, pentru că dacă ne facem și noi rău, le facem și lor rău. Așa este. Și să ne distrăm, pentru că putem să ne distrăm și fără a apela la alte beneficii. Da, așa este. Mulțumesc tare mult, Iuliana, că ai venit și că ne-ai oferit detalii. Detalii destul de importante pe care trebuie să le luăm în calcul și să fim atenți la tot ce se întâmplă și, bineînțeles, să le înmagazinăm acolo, să ne folosim de ele. Și ne revedem. Și ne revedem. Ne revedem la toate evenimentele. Mulțumim frumos. Da, și mulțumim și noi pentru că ne-ai urmărit și sper să ne iei în calcul toate informațiile. Urmărește-ne peste tot și acum rămânem cu muzică aici pe Trainet, Frank Walker și Ella Henderson, I Go Dancing.